Sistemul cardului național de asigurări de sănătate a fost readus în stare de funcționare, iar în continuare se efectuează măsuri tehnice de consolidare a acestuia, pentru a evita ca incidentele de funcționare a uneia din componentele platformei informatice a asigurărilor de sănătate să perturbe activitatea furnizorilor de servicii medicale aflați în contract cu sistemul asigurărilor sociale de sănătate. Ministerul Sănătății și CNAS lucrează în regim de urgență la elaborarea proiectului unei hotărâri de guvern care să permită relaxarea regimului de raportare și validare a serviciilor efectuate în intervalul de timp de la apariția incidentului și până la soluționarea acestuia. Problemele la sistemul cardului național de sănătate au fost și în urmă cu câteva săptămâni, când nu a funcționat 3 zile.